Bună seara! Tricolorii vor juca în America. Selecționata Moldovei de fotbal va juca amicale cu Venezuela și El Salvador. Anunțul a fost făcut de site-urile oficiale ale federațiilor de profil. Moldova va juca amicalul cu Venezuela în deplasare la 23 mai. În 2011, Venezuela a ocupat locul 4 la Copa America. Selecționata acestei țări este pe poziția 43 în clasamentul FIFA pe luna aprilie, în timp ce Moldova ocupa locul 142. Amicalul dintre Moldova și El Salvador va avea loc la 26 mai în Dallas, SUA. El Salvador a participat de două ori la campionatul mondial în 1970 și 1982 și a ocupat locul 2 la turneul CONCACAF în 1963 și 1981. El Salvador este pe poziția 49 în topul FIFA. Ne-am dorit foarte mult ca să găsim adversar. Bine, a apărut varianta cu Venezuela și Salvador, deci noi n-am putut trăca, fiindcă a avut poate mai multe variante, poate legeam ceva. Venezuela nici nu se vorbește, deci Salvador tot e o echipă care, hai zicem, pentru noi tot prezintă o echipă destul de bună. O să avem trei adversari, mă refer încă și la Albania, cu data de 15 august, și o să ne limităm probabil cu aceste trei adversari. Chiar dacă e în mijloc de vacanța noastră, mie mi se pare că două meciuri foarte buni. Noi nu trebuie să ne ducem încolo în vacanță. Avem meciuri foarte buni, pentru că ei sunt în primele 50. Trebuie aici pe coechipierul meu, Turcia, de mai demult, Marcos Ureni, au jucat în Naționala Costa Rica. A spus că Venezuela și Salvador sunt foarte bune echipe, foarte bine joată, un fotbal tehnic. Eu m-am bucurat, am auzit când plecăm încolo. Moldova nu a mai jucat până acum cu Venezuela și El Salvador. Moldova este cea mai tare la haltere din Europa. Selecționata de bărbați a Moldovei la haltere a ocupat primul loc în clasamentul final pe echipe al campionatului european din Antalya, Turcia, care s-a încheiat duminică 15 aprilie. Cel mai bun halterofil al campionatului a fost desemnat moldoveanul Anatol Cârcu, care a acumulat 458,2 puncte după ce a cucerit două medalii de aur și una de argint la categoria de 94 de kilograme. Ну, судьи, считайте, пожалуйста. Здесь потому что уже можно. Anatol Cârcu a fost desemnat cel mai bun halterofil al campionatului european, care s-a încheiat la 15 aprilie în Turcia, după ce a acumulat cele mai multe puncte, 458,2. Cârcu a devenit campion european în Antalya după ce a cucerit două medalii de aur și una de argint la categoria de 94 de kilograme. Alexandru Dudoglo a ocupat locul 10 în top, Alexandru Șpac locul 20, iar Serghei Cechir locul 22. În clasamentul feminin, Cristina Iovu s-a poziționat pe locul 7. Selecționata de bărbați a Moldovei la haltere a ocupat locul întâi în clasamentul final pe echipe cu 488 de puncte, cu 14 puncte mai mult decât Rusia, care s-a poziționat pe locul 2. Selecționata feminină a ocupat locul 20 cu 135 de puncte. În clasamentul pe medalii, Moldova a ocupat locul 4 atât la masculin cât și la feminin. În topul pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Londra, selecționata Moldovei ocupă primul loc la masculin cu 156 de puncte, iar cea feminină este pe poziția 14 cu 49 de puncte. Primele 7 echipe din clasamentul masculin și primele 6 din cele feminin vor obține câte o cotă la Olimpiadă. La campionatul european, Moldova a fost reprezentată de 10 sportivi care au cucerit 13 medalii, 5 de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Diavolii sunt tot mai aproape de titlu în Anglia. Manchester United s-a pus acasă în fața lui Aston Villa, scor 4-0, și cu 4 etape înainte de finalul campionatului este lider în Premier League, la 5 puncte distanță de rivala Manchester City, care este pe locul 2. Manchester United a deschis scorul în minutul 7 prin Rooney. And he scores. Diavolii roșii au dublat avantajul în minutul 44 prin Welbeck.
United a majorat diferența în minutul 74 prin Rooney, care a reușit dubla și a ajuns la cota de 24 de goluri în campionat, cu 3 mai puține decât Van Persie. Nani a stabilit rezultatul final, 4-0 pentru Manchester United în minutul 90. What was won today was a good performance from our players. We got that. We got some goals, which is always nice to see at Old Trafford. And it's just one game less, really. Four down, four to go. I didn't think it was a penalty. You know, Ashley's thrown his leg towards Kieran Clark. And Kieran actually, when I've seen the replay, tries to pull his leg away. Well, I think it was a penalty kick. There's no doubt about that. And as I say, that if a defender reads the game better, he's a young defender, obviously. Manchester United este lider în Anglia cu 82 de puncte. Manchester City este pe locul 2 cu 5 puncte mai puțin. În plutonul fruntaș se mai clasează Arsenal, Tottenham și Newcastle United.